Bun găsit, dragi telespectatori, dragi prieteni, o nouă ediție, un stil de viață sănătos, mai precis ediția cu numărul 188. 188, cu pași sigur repezi ne apropiem către ediția cu numărul 200. Voi câștiga eu niște pariuri cu unele personaje din preajma mea. Alături de noi, doamna profesor dr. Gabriela Roman, președintele Federației Române de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice. De mult nu am avut-o foarte ocupată, doamna profesor, am avut-o alături de noi, dar și-a făcut acum puțin tel timp și se află alături de noi. Sărutmine, doamna profesor! Da, bună ziua și mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă aud. Cum sunteți? Ce mai faceți? Nu v-am văzut de mult, vă citesc doar în unele materiale de presă, aici, colo. Lucrați mult? Da, sigur că este mult de lucru dacă vrei să faci multe lucruri. Și dacă îți diversifici activitatea și... Cum v-a prins pandemia aceasta, în afară de faptul că pe picior greșit? Ce pot să spun? Sigur că pe lângă surprinderea, șocul și încă neînțelegerea totală a situației sau neacceptarea ei, trebuie să, din mers și foarte rapid, trebuie să ne adaptăm, pentru că, pe de o parte, este, știu eu, viața personală a fiecăruia, dar, pe de altă parte, este și ceea ce trebuie să facem noi prin profesie, respectiv să continuăm îngrijirea persoanelor cu patologie metabolică, sigur și diabetul foarte, foarte intens, dar și alte patologii. Da, ți-ai pomenit să, cu... să oferim ceea ce trebuie oferit. Corect. Ca și, ați spus cu un fel de coabitare. L-avem și pe profesorul Hâncu, bineînțeles. Bună seara, domnule profesor. Bine ați revenit în emisiune. Bună seara tuturor. Ce mai faceți? Mă bucur că suntem din nou împreună. De mult am fost așa, acest trio, n-am fost împreună, dar eu mă bucur imens de mult că ați reușit să o convingeți pe doamna profesor. Da, vreau să mă întrebați ce mai fac și am... Da, de fiecare dată vă întreb, pentru că acum știu că sunt webinariile unde participați, aveți deja foarte multe... Foarte multe zile, săptămâni, luni ocupate și mie greu câteodată, să știți, dragii mei, să găsesc așa o mică fereastră la profesorul Hâncu când să facem emisiunea. Cum stați cu Parcul Central? Parcul Central stau bine, dar vreau să spun că de la ultima noastră întrevedere am sărbătorit în suflet un an de la vizita papei pe Câmpia Libertății de la Blaj, care a fost una dintre cele mai mari sărbători sufletești pe care eu le-am avut vreodată. Mi-aduc aminte că de acolo v-am dat mesaje, foto doamnei profesor care era la Floreța, mi-a și scris, eu sunt chiar la el acasă acum. vedeți cum se leagă lucrurile, uitați. Am, grație telefoanelor deștepte și cu memorie bună, am și acum mesajele respective și tare, tare m-am bucurat. Și în rest, webinarizare. Sunt membru al clubului webinarizaților. Opa! Și cum, e greu? V-ați adaptat la noile tehnologii? Tu ai întrebat-o pe doamna profesor cum a prins-o epidemia și mai bine te-a corectat ea că a zis a surprins-o, n-a prins-o. Da, corect, așa este. Pe toți ne-a surprins și, mă rog, la nivelul nostru e mare lucru, dar i-a surprins pe cei care ne conduc. Noi acum când discutăm, este, de ce să mă ascund după degete, dragii mei, este o înregistrare, nu este în direct, pentru că încă n-am ajuns la acea etapă. Atunci, dacă ai spart gheața și ai spus că e înregistrare, vreau să spun că exact acum un an, la această oră, eram pe Câmpia Libertății și l-așteptam pe Sfântul Părinte. Vedeți, la fiecare minut de emisie, domnul profesor Hâncu are câte o informație importantă pe care să vă dea. Deci, suntem într-o înregistrare pe care o transmitem astăzi, 8 iunie, o zi foarte importantă, chiar dacă
a și pomenit profesorul Hâncu acum un an de zile ce s-a întâmplat. Din punct de vedere medical, doamna profesor, care sunt preocupările dumneavoastră cele mai stringente, pornind de la zona pe care o acoperiți dumneavoastră prin activități? Da, sigur că în mare, în foarte mare parte, activitatea medicală este adresată persoanelor cu diabet. Și e normal ca diabetul, fiind o boală cronică, și îngrijirea să fie cronică, drept pentru care toate încercările noastre, și sper să fi reușit, au fost îndreptate spre asigurarea intervenției medicale și controlului persoanelor cu diabet zahăr, ceea ce nu a fost foarte simplu. Pe de o parte erau, sigur, limitările legate de partea de internare, așa cum au fost hotărâte și stabilite de conducerea Spitalului Clinic Județean. Pe de altă parte, obligativitatea și necesitatea continuării acestei activități cu pacienții prin ambulator și încercarea de a găsi soluții de protecție atât a noastră, bineînțeles, cât și a pacienților cu diabet. Deci a trebuit să încercăm să dezvoltăm ceea ce ne dorim de mult, respectiv telemedicina. Opa, aici am ajuns la... Scuzați-mă, doamna profesor, pentru că treaba aceasta cu telemedicina, cu teleînvățarea, cu tele de toate tele, am auzit-o foarte mult în ultima perioadă. Vă întreb așa, foarte direct, această perioadă va ajuta, această perioadă nefastă, pe de o parte, v-a ajutat în toată această dezvoltare a telemedicinii? Nu pot să spun neapărat că ne-a ajutat, dar ne-a obligat să începem să facem ceva. Da. Poate că a fost așa un imbold de necesitate și sigur că această telemedicină trebuie să fie pregătită. Nu înseamnă că vorbim la telefon, gata, faci telemedicină. Dar oricum ne-a pus în fața unor situații care ne-au făcut să ne gândim mai mult și să începem să organizăm acest mod de interacțiune cu pacienții noștri. O rugăminte la ambii. Da, spuneți. O rugăminte, scuzați-mă, la ambii. Așa e, știți, din păcate, cu Skype-ul acesta, că ne încălecăm din când în când, dar o scoatem noi la liman, o să vedeți până la sfârșitul emisiunii. Cu telemedicina, o întrebare comună către cei doi profesori pe care îi avem astăzi, dragi telespectatori. Dacă ar trebui să ne descrieți, să descrieți telespectatorului care nu prea știe, a auzit, citește foarte mult despre telemedicină. Fiecare se gândește la ce... la ce poate, la ce vrea el. Pe de o parte vreau să aud o părere din partea dumneavoastră, doamna profesor, și după aceea pe domnul profesor Hâncu, prin perspectiva, domnule profesor, a ce am discutat acum o săptămână cu profesorul Achimaș, că și domnia sa a făcut referiri foarte multe la telemedicină. Vă ascult cu mare interes, doamna profesor. Da, deci spuneam că doar vorbind la telefon nu înseamnă neapărat telemedicină. Dar am încercat să combinăm posibilitățile pe care le-am avut în prezent și le avem în prezent, adică partea de telefon, de mail-uri, de WhatsApp, de Skype, de ce nu, pentru a interacționa cu persoanele cu diabet, pentru a le trimite prescripția, pentru a discuta controlul glicemic, poate chiar și inițieri de tratament. Sigur că o mare parte din ceea ce trebuie să, din ceea ce constă de fapt interacțiunea cu un pacient, nu poate fi făcută prin telemedicină deocamdată. O auscultație a inimii, o tensiune, o măsurare a tensiunii, o examinare de picior, toate aceste lucruri nu au putut fi efectuate, însă prin discuții poate că ne-am orientat în sensul diagnosticului și, bineînțeles, a intervenției terapeutice. Spun că această telemedicină clar are metodele specifice care presupun și aparatură și, bineînțeles, presupun posibilitatea pacienților de a interacționa prin această tehnologie. Cred că și în această perioadă am reușit totuși să menținem interacțiunile și intervențiile noastre cu persoanele cu diabet. Sper să le fie ajutat și sub această formă.
s-au putut prescrie tratamentele, chiar și online și fără offline și fără, știu eu, neapărat prezența lor la cabinete. Am înțeles. Nu ne dorim să continuăm tot prin această metodă, pentru că oricum această socializare, să spun, și interacțiune face-to-face cu persoana cu diabet are multe alte conotații decât simpla prescriere sau discuție legată de ce trebuie să adapteze ca și tratament. Dar oricum această componentă este utilă, de telemedicină spun, este utilă în anumite situații în care este mai greu de făcut deplasarea sau, știu eu, multe alte. Domnule profesor, dumneavoastră ați vorbit de multe ori despre telemedicină în ultima perioadă, în această emisiune și probabil și cu alte ocazii. Care este părerea dumneavoastră despre telemedicină? Am vorbit cu speranța că vom avea telemedicină în România. Eu, așa, cu ghilimele de rigoare, m-a întrebat cineva ce fac și am spus că fac telemedicină, dar ghilimelele rezultau că, de fapt, nu era vorba de telemedicină adevărată, așa cum a spus doamna profesor, pentru că telemedicina adevărată presupune niște reguli, acceptarea unor condiții și mai ales să fie legiferată. La noi legiferarea întârzie. Ce ar însemna dacă e legiferat? Numai o secundă, și aș înlocui termenul, ceea ce facem noi acum, ceea ce am făcut eu, de exemplu, a fost telesănătate. Telesănătate este termenul acceptat în celebre reviste de medicină, telehealth îi spune, care nu este vorba de un act medical, ci niște sfaturi pe care le dai și care, în specialitatea noastră, sunt extrem de utile. Dați-mi un exemplu. Cineva te întreabă, tu știi despre cine este vorba și îi spune că face tratament cu o anumită doză de insulină și că începe să îi scadă glicemia prea mult. Tu știi despre ce este vorba și atunci imediat îi spui ori să mănânce mai mult, ori să-și reducă doza de insulină. Îi dai un sfat. Dar acest sfat nu poate fi considerat că este un act medical. Ori telemedicina presupune act medical. Sau cât mai apropiat de actul medical. Da. Actul medical în legislația actuală din România presupune să fii față în față cu bolnavul. Să fie bolnavul alături de așa tine. Așa cum spunea și doamna profesor, așa, exact asta spunea. Și numai atunci poate fi vorba de un act medical. O telemedicină presupune act medical. Probabil că o parte pozitivă din această perioadă de 2-3 luni care a trecut, în care s-au pus în aplicare diferite forme ale telesănătății, ne-a ajuns la concluzia că cel puțin în unele specialități ar fi foarte, foarte utilă. Vă dați seama, un dermatolog, de exemplu, poate să recepționeze fotografia unei leziuni de pe piele pe care un pacient i-o trimite și îi dă niște sfaturi. Nu înseamnă că poate să elibereze rețetă, nu înseamnă, mai ales când e vorba de programe naționale. Și chiar o întreb pe doamna profesor acum, Gabi, mai pot fi eliberate rețete gratuite acum, după ce am citat? Sigur că da, pot fi eliberate și fără prezența cardului, ceea ce implică prezența unei persoane, chiar dacă nu a persoanei cu diabet, chiar și a unui aparținător. Deci, în continuare, este posibil această prescriere fără prezența cardului. Este un lucru extraordinar, pentru că îi scutește pe foarte mulți de a veni în spital și intrarea într-un mediu spitalicesc sau de policlinică crește șansele de infectare. Trebuie să recunoaștem acest lucru peste tot în lume. Și atunci, dacă se ridică acest lucru, dacă se prelungește eliberarea rețetelor, este un lucru fantastic. Da, revenind un pic la această telemedicină, stăteam așa, mă gândeam și poate că e cam abruptă întrebarea mea, dar am să vă pun. Putem să ne așteptăm, puteți să vă așteptați la un moment dat, poate nu foarte îndepărtat, momentul acela, să existe o specializare, o facultate, o secție, un departament, o catedră în cadrul UMF-ului, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, cu privire la telemedicina? Adică
facultatea cutare, secția telemedicină. Sau poate deja există. Da, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Telemedicina este doar o metodă în oferirea actului medical. Deci nu cred că ar trebui să fie o secție aparte pentru așa ceva, pentru că, de fapt, ea trebuie, este metodologia prin care orice specialitate își exercită acțiunile și intervențiile medicale. Dar, sigur, trebuie să rămână exact aceleași specialități, dar poate că în cadrul pregătirii și a studenților și mai ales a medicilor rezidenți să existe o perioadă sau o temă care să presupună utilizarea acestor noi tehnologii. Pentru că e clar, indiferent că va exista sau nu telemedicina, tehnologia este va trebui să intre și în utilitatea noastră, utilizarea noastră zilnică. Deci o mai mare aplecare spre această parte tehnologică cred că trebuie să existe. Noi acum în perioada asta, spuneam, am fost obligați să ne obișnuim. Cursurile cu studenții, cu rezidenții, le facem tot prin aceste sisteme online, care nu neapărat au fost foarte ușoare la început, sigur, până ne-am obișnuit. Dar e clar că de acum încolo trebuie să punem foarte mult accent și universitățile să pună accent pe această tehnologie de comunicare sau tehnică de comunicare la distanță. Da, în mod sigur vor fi și sunt deja pe cale de a fi mari schimbări majore în toată metodologia pe care ați aplicat-o până acum, domnule profesor Hâncu, mă îndrept către dumneavoastră și mi-aduc aminte. Da, și eu sunt de acord cu ce a spus doamna profesor, dar doresc totul să adaug că ceva universitățile trebuie să adauge la procesul de învățământ, care el la rândul lui a suferit un proces de adaptare. Și ceea ce trebuie adăugat este faptul că în cadrul fiecarei specialități trebuie delimitat ce anume se pretează la telemedicină. Și deconspir în acest moment faptul că se lucrează, chiar eu însumi sunt implicat în elaborarea unui compendiu de la o companie, în cadrul unei companii care are deja telemedicina în obiectul său de muncă. Adică în portofoliu, da. În portofoliu. De ce spun acest lucru? Pentru că să nu se aștepte cineva că poate fi făcută telemedicină la neurochirurgie, de exemplu. Dar la noi, la specialitatea noastră, și numai despre aceasta vorbesc acum, și exemplul pe care mi l-ați oferit a fost ilustrativ, eu cred că noi putem în continuare să beneficiem foarte mult despre acest lucru. Imaginați-vă persoane de la mare distanță, nu doar cele din Cluj de aici, dar chiar și cele din Cluj, dar cele care se găsesc la mare distanță, în perioade în care deplasarea este dificilă, chiar pentru ei este dificilă, pentru că au tulburări de mers, au complicații și așa mai departe, cât de mult îi pot ajuta printr-un sfat. Și vreau să vă spun că în perioada care a trecut, am ajutat pe foarte multe lume prin acest lucru. I-am oprit să vină în Cluj, le-am spus ce trebuie să facă, bineînțeles, le-am cerut niște detalii legate de analize, mi le-au cerut și a fost un fel de telemedicină. Imediat, mai degrabă telesănătate. Dar încă o dată spun, doamna profesor Roman, fără îndoială că va vorbi cu conducerea universității, conducerea universității care a fost prima din România care a pus în aplicare învățământul la distanță, e-learning-ul acesta, printr-o companie din Cluj și nu din altă parte, astfel încât ne bucurăm foarte mult că ai pus această întrebare și cu siguranță conducerea universității are în vedere pregătirea fiecărei specialități și pentru această eventualitate alternativă. Dacă îmi zic alternativ, nu mă gândesc la suplimente nutritive, că aceasta ar fi deși eu m-aș fi gândit imediat. La digitalizare, mă gândesc la digitalizare. Așa este. Cu permisiunea dumneavoastră, încheiem imediat acest capitol cu telemedicina și îmi pare foarte bine, deși n-am avut-o în portofoliu pentru astăzi, domnule profesor Hâncu, ca să o discutăm, pentru că ați venit dumneavoastră cu o temă care cred că va fi imediat
pusă și pe burtiera ecranelor. Doar două chestiuni, două comentarii, dacă îmi permite, scurte, vis-a-vis de ce am discutat cu telemedicină și tot ce ține de treaba aceasta. Mi-am adus aminte, pe de o parte, profesorul, și îmi permit să folosesc numele domniei sale, deși nu m-am înțeles astăzi cu el, dar în acest context sigur se poate. Profesorul Coman, mai de mult în emisiuni la noi, cred că ați fost de față și dumneavoastră, domnule profesor Hâncu, când vorbea de acel robot, de ani de zile, un robot cu care lucrează profesorul Coman aici în Cluj, el aici cu echipa lui și cealaltă echipă în Italia, pentru că veni vorba de Italia și totul merge simultan. Deci chirurgii italieni alături de chirurgii români de la Cluj, aceeași echipă, pe aceeași speță, hai să-i spun speță, aceeași intervenție chirurgicală și se lucrează mână-mână. Iar telemedicina și tot ce ține de partea aceasta cu marile schimbări care se vor întâmpla în viața academică, viața universitară. Chiar acum câteva zile am avut un nou dialog televizat cu profesorul Andrei Marga, domnia sa fiind și fost ministru al învățământului, cu o reformă foarte, foarte radicală în învățământul superior, și ne-a spus foarte clar, aici, nu numai în România, ci ora exactă se dă la universitățile mari, la Oxford, Stanford și altele. Deja totul este absolut regândit, totul merge conform noilor standarde care se impun în domeniul învățământului universitar și nu se mai poate reveni la ceea ce a fost acum 10, 15, 20 de ani. Stilul de viață în primăvara capricioasă, un titlu... Da, stai, care îmi dăm voie să completezi ce ai spus, pentru că mi-am adus aminte acum când l-ai pomenit pe profesorul Marga, da? În urmă cu mulți, mulți ani, când era dânsul ministru al sănătății, cred că în prima... Nu, ministru al învățământului sau... Ministru învățământului, în prima legislatură, da? Eram un grup de diabetologi care zburam spre Viena. Ne-am întâlnit cu dânsul în avion. Și l-am întrebat unde pleacă și mi-a spus că merge la Bologna. Va fi un meeting în urma căruia se va spune așa, învățământul universitar până la momentul acesta de Bologna și după Bologna. Și exact așa a fost. Da. Tot ce se desfășoară în momentul de față, cel puțin în Europa, este urmarea acelui meeting extraordinar pe care mi-l aduc aminte prin imaginea profesorului Marga, care ne-a anunțat ce revoluție și evoluție, dar și revoluție în învățământul universitar. Ei, dacă tot ați ridicat problema, doar atât, am avut discuții foarte multe pe această temă cu Bologna, cu profesorul Marga, și să știți că la multe puncte deja ar renunța domnia sa. La multe chestiuni se așteaptă ca lumea academică mondială să renunțe și să reevalueze, dar vom vedea ce se întâmplă, că acum se suprapune și treaba aceasta nouă. Bun. Putem merge, domnule profesor, mai departe? Da, sigur. Bine. Și chiar rog pe doamna profesor să vedem cum, ce ne poate spune despre modul de viață, modul de îngrijire a persoanelor cu diabet din această perioadă pe care mulți o etichetează în mod greșit post-COVID. Nu-i post-COVID, ci este vorba de... intra-COVID. Încă suntem intra-COVID. Da, sunt diverse etape intra-COVID. Primele luni au fost cele acute, hai să spunem că acum sunt cele subacute, spre cronice, dar e clar că încă o perioadă bună vom avea deasupra capului nostru această spaimă legată de COVID, ceea ce este foarte îndreptățit. Deci toate acțiunile noastre trebuie să, scuze, să aibă în vedere și posibilitățile de protecție și acestei boli. Spuneam și la început că diabetul nu ia pauză. Bolile metabolice cronice nu iau pauză. Deci e clar că zi de zi sau în fiecare zi, permanent, trebuie să existe preocupare pentru îngrijirea acestora.
spuneam, și din partea noastră a personalului medical, dar și mai ales din partea persoanelor cu această patologie. Pentru că zilnic trebuie să ia medicația, zilnic trebuie să respecte recomandările de stil de viață, zilnic trebuie să se monitorizeze, să se autocontroleze. Deci, practic, prezența COVID-ului nu trebuie să schimbe nimic din ceea ce trebuie să facă o persoană cu diabet. Complică treburile, probabil. Da, le complică în momentul în care, din nefericire, se suprapune peste diabet. Adică o persoană cu diabet se infectează și face boală. Atunci, da, poate să fie o complicație, pentru că toate datele pe care le avem și din România, dar și din străinătate, arată faptul că o persoană cu diabet, o persoană cu patologie metabolică are un risc mai mare pentru o severitate mai mare a bolii. Scuzați-mă că vă întrerup, doamna profesor. De ce? Pentru că se tot vorbește despre treaba aceasta, dar foarte puține persoane, specialiști, medici, ne explică de ce sunt mai expuși cei cu diabet și cu alte boli cronice decât alții. Pentru că explicațiile sunt multiple și aceste explicații, sigur, pot fi oferite în articolele științifice. Mai puțin ar putea să fie înțelese de publicul larg. Eu am încercat în diversele intervenții pe care le-am avut, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut cu asociațiile de pacienți cu diabet, să explic faptul că diabetul este deja o boală cronică și este deja o patologie care stresează organismul. Orice alt stres care vine deasupra acestuia, în cazul acesta infecția COVID, dar să știți că la fel se întâmplă și în cazul oricărei altor infecții, a unei pneumonii, de exemplu, a unei patologii cardiovasculare acute. Deci orice apare suplimentar față de această luptă pe care organismul o are zilnic cu diabetul, normal că amplifică răspunsurile, amplifică severitatea acestei comorbidități. Explicațiile sunt multiple. Sunt cele legate de faptul că diabetul, ca și obezitatea, ca și patologia metabolică, este deja o stare proinflamatorie. Ori COVID presupune deja o inflamație suplimentară, deci vă dați seama că se augmentează această inflamație și poate să rezulte într-o severitate ceva mai mare. Să nu uităm că persoanele cu diabet pot să aibă complicații. Complicații la nivelul vaselor mici, complicații la nivelul inimii, deci, din nou, posibilitatea, în fine, riscul de apariție a unui eveniment cardiac acut este mai mare la persoanele cu diabet. Și nu în ultimul rând, orice comorbiditate, orice infecție crește valorile glicemice. Ori o persoană cu diabet poate să aibă aceste probleme chiar și datorită faptului că valorile glicemice în timpul bolii sunt mai ușor, mai greu de controlat. Sau poate că nu pot fi controlate. Deci sunt multe explicații. Cert este Am înțeles. Da. Domnule profesor, cu ce veniți în completare față de cele spuse de doamna profesor Roman? Îmi place foarte mult maniera aceasta extrem de logică în care expune doamna profesor lucruri care sunt foarte complicate pentru alții, dar pe înțelesul tuturor, cam așa stau lucrurile. Ce aș dori să adaug este faptul că cel puțin noi, Federația Română de Diabet, doamna profesor, Cornela Bala, eu, suntem extrem de atenți la ce se comunică în domeniul specialității noastre în lume. Și de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, apar noutăți. De exemplu, în celebra revistă americană de diabet, cred că cea mai bună pentru diabetul clinic, Diabetes Care, în urmă cu câteva zile a apărut un set de articole, încă nici nu au fost publicate, sunt online, care ne atenționează asupra multiplelor probleme legate de COVID, așa cum a spus și doamna profesor acum. Dar, pe de altă parte, trebuie să interpretăm că diabetul zaharat face parte din grupul extrem de periculos, de pervers al bolilor cronice netransmisibile, care sunt bolile cardiovasculare, cerebrovasculare,
cancerele și bolile cronice pulmonare, bolile obstructive. Aceste boli, această categorie de boli, în prezența infecției cu noul coronavirus, toate bolile au fost agresate în plus, dacă se poate spune așa. Cu alte cuvinte, tabloul clinic al COVID-ului a fost mult mai sever și trebuie să recunoaștem și mortalitatea a fost mai mare. S-a identificat foarte clar acest lucru, mai ales la persoanele care sunt trecute de 65 de ani, deci la vârstnici. Sigur, noi nu putem modifica vârsta, din păcate, dar putem să modificăm pe vârstnic, putem să-l modificăm prin fortificare, putem să pregătim persoana cu diabet, așa cum într-un ghid pe care l-am elaborat împreună cu doamna profesor și care a fost publicat, dânsa l-a și trimis la Ministerul Sănătății în urmă cu 2 luni de zile. Am fost primii care am reacționat la acest lucru și în care noi spuneam că în orice moment, persoana cu diabet trebuie să fie pregătită pentru un eventual contact cu virusul. Și acel moment trebuie să găsească persoana, să nu surprindă persoana cu diabet, ci să o prindă pregătită pentru acest contact. Întrebare, dumneavoastră cunoașteți asta? În primul rând trebuie să o prindă cu glicemii cât mai apropiate de normal. Pentru că pe fondul unei hiperglicemii, acum s-a spus, acum câteva minute, atunci, dintr-o dată, imunitatea este mai scăzută și formele de COVID sunt mai severe. Domnule profesor, doamna profesor, cunoașteți astfel de cazuri despre care pomenea profesorul Hâncu acum câteva secunde, adică persoane care suferă de diabet să fie pregătite în cazul în care sunt infectate de acest virus? Nu prea înțeleg ce vreți să spuneți cu pregătite. Așa cum spunea profesorul Hâncu, adică pe baza, cum a spus domnule profesor, ajutați-mă, reveniți un pic la acel material pe care l-ați depus la Ministerul Sănătății. Persoanele cu diabet, păi Gabi, noi am trecut în ghidul care s-a trimis la Ministerul Sănătății acum 2 luni. În orice moment, persoane cu diabet trebuie să fie pregătite pentru un eventual contact cu coronavirusul. Bun, și aici am intervenit eu. Cunoașteți astfel de cazuri? În ce sens să fie pregătite? Parametrii biologici, glicemia în primul rând, dar și alți parametri, cum ar fi lipidele, cum ar fi tensiunea arterială, trebuie să fie cât mai apropiate de normal. Cu alte cuvinte, controlul bolii, controlul diabetului zaharat, care este multifactorial, trebuie să fie foarte, foarte intensificat în această persoană. Și nu ne referim în această perioadă. Și nu ne referim doar la persoane cu diabet zaharat, ne referim și la cei care au diferite forme de cancer, diferite forme de boli pulmonare obstructive, la cei care au boli cardiace, în special cu boli cardiace sau cu boli neurologice. Deci bolile cronice netransmisibile. La ele ne referim. Acum, dacă intrăm în detalii și mă întrebați cum să fie pregătite aceste persoane, în primul rând să abandoneze fumatul. În al doilea rând să nu consume alcool. A apărut chiar zilele trecute în celebra revistă Lancet un articol cu numele COVID și consumul de alcool este un cocktail extrem de periculos. Păi mai sugestiv decât asta nu poate fi dat. Și spuneți într-o perioadă foarte bună. Se referea la bolnavul internat. O spuneți într-o perioadă foarte bună când s-au deschis terasele. Da, terasiada aceasta este o mare provocare pentru înțelepciunea umană. Înțelepciunea, mai degrabă a tinerilor, că nu prea îi văd pe cei de vârsta mea să arunce pe terasele care s-au deschis acum. Dar terasa înseamnă consum de alcool și consumul de alcool pe un organism care eventual vine în legătură cu o infecție, deși rata de infectare a scăzut considerabil în această perioadă, este nu de bun augur. Din moment ce în reviste atât de pretențioase, atât de corecte în exprimarea adevărului medical și se spune alcool și COVID, un cocktail extrem de periculos, vă dați seama că trebuie să ținem cont de acest... Profesor Roman, sunteți la fel de severă ca și profesorul Hâncu?
la capitolul, cum ați spus, domn profesor? Terasiada, așa ați spus. Da. Terasiada, da. Doamna profesor, vă ascult. Da, sigur că e mult mai complex acest aspect. După două luni sau cât de izolare, probabil că multe persoane au dorința de a ieși, de a fi văzuți, de a socializa. Probabil că tinerii sau cei mai tineri sunt mult mai dornici de aceste lucruri. Nu, nici nu pot să-i condamn, dar sigur trebuie să-ți impui toate măsurile de prevenție. Lucrurile, spuneam, sunt mult mai complexe, pentru că dacă ne gândim la faptul că două luni sau cât toate aceste unități au avut de suferit financiar, oamenii angajați acolo la rândul lor, deci cred că trebuie să fie mulțumită toată lumea, dar, repet, cu menținerea tuturor măsurilor de protecție. Știți, eu am văzut niște interviuri care pe mine m-au întristat. Niște tinere care în limbajul curent neacademic au un anumit nume, erau extrem de încântate sâmbătă spre duminică noaptea, sau nu, duminică spre luni, când s-a deschis. La ora 12:05 deja s-au instalat pe terasele din București, din Bucureștiul vechi, zicând că abia au așteptat momentul pentru a putea să se relaxeze, pentru lui Dumnezeu să înțeleagă tineretul din România că alcoolul și terasa nu este vorba de relaxare din niciun punct de vedere. Adică ce? Dacă chiar vrei să te relaxezi, du-te în parcuri, du-te pe străzile pline de arbori din București, plimbă-te, fă ce vrei, dar să nu-mi spună mie nimeni că terasa este modalitate de relaxare. Nici măcar de relaxare psihică. Domnule profesor, acolo se poate... Altfel judec eu, nu pentru că am vârsta care o am, dar aceasta este realitatea. Pe terasele acestea, domnule profesor, se poate lua și masa. Da, corect. Deci nu numai la băute merg tinerii acolo, mai mănâncă... Vreau să vă spun următorul lucru, pentru că ne apropiem de sfârșit. Zilele trecute s-a confirmat ceea ce noi, doamna profesor, cu mine și cu Cornelia Bala pe teme de obezitate, am intuit de multă vreme. Și anume faptul că această izolare, care a durat ceva vreme, are efecte negative asupra stilului de viață. Corect. Și implicit consecințe asupra stării biologice. Ei bine, a fost publicat un prim raport asupra acestui lucru. E vorba de un chestionar administrat pe toate continentele. S-au obținut răspunsuri care au permis și un calcul statistic și rezultatele nu au fost deloc încurajatoare. Și s-a constatat că activitatea fizică s-a redus cu 28%, mersul pe jos a scăzut cu 35% și sedentarismul, care a însemnat statul pe scaun sau în pat de la 5 ore, a crescut la 8 ore în afară de somn, și diferența aceasta, 35% mers pe jos scăzut și 28% sedentarism crescut, are un coeficient de modificare a activității fizice extrem, extrem de negativ. Pe de altă parte, rezultatele referitoare la mâncare au consemnat următorul lucru. S-a consumat foarte multă mâncare nesănătoasă. Se poate intra și în detalii, dar nu mai avem timp să discutăm. A crescut numărul de snack-uri. Vă aduceți aminte că încă din luna martie noi discutam despre aceste lucruri. Nu prin Skype, pentru că nu era atunci în obiceiul televiziunii române să ne întrebe, dar prin ce am publicat, prin ce s-a scris. Alimentația a fost totalmente necontrolată din punct de vedere al orelor la care s-a desfășurat. Porțiile au fost mai mari și mult mai numeroase. Ce consecințe? Deocamdată numai atât s-a comunicat, activitatea fizică și mâncarea.
Fără îndoială că aceste lucruri au avut și un impact asupra greutății. Nu s-a comunicat acest lucru în raportul respectiv, dar observația clinică a noastră, noi știm foarte bine că atestă, a confirmat îngrășatul, care a putut în timp de 2 luni de zile să depășească 5 kg. Da. Fiecare kilogram de, în plus înseamnă grăsime, țesut adipos alb în plus, înseamnă de fapt o scădere a imunității. Înseamnă o furtună de niște substanțe extrem de periculoase, proinflamatorii despre care a vorbit doamna profesor, niște citochine proinflamatorii care au complicat pur și simplu un COVID-19 atunci când a fost depistată o persoană cu o îngrășare recentă care s-a produs. Sigur, se dau și sfaturi ce trebuie făcut. Probabil vom vorbi altă dată despre acest lucru. De ce vă spun? Acum o săptămână am vorbit despre stil de viață. Astăzi vorbim. Vreau să vă spun că vom vorbi multă vreme, mai ales în această perioadă, pentru că prin stilul de viață noi ce facem? Fortificăm organismul. Prin modificările care consecințele izolării din casă, organismul a fost fragilizat. Noi trebuie să-l fortificăm acum. Doamna profesor, mai sunteți cu noi, da? Da, sigur. Da. Ne-a pictat un tablou foarte sumbru profesorul Hâncu, dar în mod sigur foarte realist. Ce facem cu acest tablou? Cum ne reconstruim după această perioadă, așa cum spunea profesorul Hâncu, când am stat mai mult decât trebuia în fața televizorului, am mâncat mai mult decât trebuia, am mâncat și mai nesănătos decât mâncăm de obicei, ne-am mișcat cu mult mai puțin, sedentarism și nici nu mai vreau să continui lista domnului profesor Hâncu. Doamna profesor, ajutați-ne să ne reconstruim. Singura modalitate este să se reia din nou discuțiile cu fiecare persoană în parte, să se reia indicațiile. Acum, sigur, este mult mai ușor ieșitul afară, poate că și vremea ne va ajuta. Se pare că astăzi, da, ne ajută vremea, dar, sincer, până acum nu a fost foarte îmbietoare să faci activitate fizică. Dar probabil că din momentul în care va începe vara, vor începe și aceste plimbări, vor începe și alimentele mai verzi, mai proaspete, care să ne ajute să revenim la ceea ce a fost înainte sau chiar să îmbunătățim ceea ce a fost până acum. Ce facem la capitolul mișcare? Adică, întrebarea mea mai precisă, și după aceea am să-l ascult și pe profesorul Hâncu, dar prima dată pe doamna profesor aș ruga o să ne dea un răspuns. Adică, au fost aceste restricții, nu s-a făcut atâta mișcare, plus leneși din noi, pentru că așa am fost noi, ne asumăm unii și alții. Atunci, venind această perioadă cu aceste dezlegări, când nu mai avem nevoie de aprobări, de a ieși în oraș, în parcuri, de a face mișcare într-un fel sau altul, trebuie să dublăm aceste mișcări ca durată, ca intensitate sau ce facem? Sau mergem cu aceleași rețete pe care le-am avut acum 4 luni de zile? Dacă este posibil să se crească timpul de mișcare, ar fi ideal, dar sigur asta depinde de fiecare persoană, pentru că odată terminate aceste limitări, probabil că persoanele își vor relua activitatea profesională și atunci iarăși trebuie să vadă cum să gestioneze timpul pentru activitatea fizică. Dacă este posibil să amplifice, să crească puțin perioada de activitate fizică, ar fi foarte bine. Și asta nu neapărat trebuie să fie făcută prin săli. Sigur, nimeni nu îi oprește și nimeni nu contraindică aceste săli care au fost foarte, foarte mult discutate și s-a resimțit lipsa lor în această perioadă. Dar vremea, spuneam, probabil că o să ne ajute și bicicletele, ieșitul la plimbare, cred că vor fi mult mai plăcute și utile. Domnule profesor, de acum încolo la televiziuni și la radiouri să nu se mai folosească
minim 30 de minute de mișcare zilnic, ci 45? Nu, să fac o oră de mișcare pe zi. Opa, deci 60 de minute. Și poate chiar mai mult și dacă se poate să fie fragmentată. Pentru că prin fragmentare, adică 20-20-20 sau măcar jumătate-jumătate, în acest fel se combate și sedentarismul. Deci acea viață inactivă pe care o ducem în afara unei activități fizice programate și bine structurate pe care o facem eventual chiar competiție. După care ne întoarcem acasă și stăm 10 ore și citim, lucrăm sau eventual ne uităm la televizor. Deci ați văzut că și raportul acesta care a fost publicat acum câteva zile spune scade mersul pe jos și crește sedentarismul. Deci crește perioada în care suntem practic cu activitate fizică. Și atunci, dacă această mișcare de o oră nu o facem deodată, ci o facem în două, trei bucăți, atunci reducem și sedentarismul. Și ar trebui să înțeleagă toată lumea că liberalizarea aceasta a mișcării, faptul că putem să ne mișcăm în momentul de față, eu recomand cu toată căldura să ne mișcăm spre parcuri, spre locurile în care se poate practica sportul și nici de cum spre terase, la gândul că aduc beneficii, așa cum spunea doamna profesor, sărmanilor de proprietari care au terase și care au fost afectați. Toți am fost afectați. Zilele trecute am văzut, de fapt n-am văzut cozi pe la muzee, dar am văzut niște cozi interminabile pe la fast food-uri. Pe dumneavoastră vă întreb, doamna profesor, pentru că părerea domnului profesor Hâncu vis-a-vis de fast food-uri este arhi cunoscută, cred că și peste ocean. Nu poate fi decât aceeași ca a domnului profesor. Adică chiar nu înțeleg, sincer. N-am văzut acest lucru, dar chiar nu înțeleg. Vă invit, doamna profesor, la orele acestea de prânz în centru, în buricul târgului, avem acolo niște fast food-uri, să vedeți ce frumos sunt, dar corect, se și păstrează distanța. Dar de ce nu spui, Karen, că în afară de acele gherete unde se dau fast food-uri, unde se practică fast food-uri, altceva nu există ca sursă de alimentație? Da, vorba colegilor mei aici în casca mea, zice, nu e o gheretă oarecare, domnul profesor, este o clădire imensă, folosită pentru oase de activități. O fi clădirea respectivă, dar se pregătește fast food într-un loc foarte, foarte mic din care se eliberează. Și în perioada de restricție... Ce le transmiteți fast foodienilor? Să treacă de la fast food... Ce să facă? Să meargă la piață, să-și cumpere... Să-și cumpere... Ce? Legume, fructe? Recomandările care au făcut cei ce au publicat raportul despre care am vorbit, legat de mâncare, bineînțeles, să se treacă la alimentație sănătoasă. Și dacă fast food-ul este mai ușor de preparat, că din acest motiv am spus ce am spus, că altă sursă de alimentație în momentul de față în centrul Clujului nu există. Acesta e motivul pentru care eu am spus și oarecum m-am revoltat. Iar cei care pregătesc mâncare, cum se spune, să o iei cu tine și să o mănânci în picioare pe stradă, cât de cât să se aplece mai mult spre alimentația sănătoasă și nu spre tipul de mâncare pe care noi de atâtea ori n-am făcut altceva decât să sfătuim lumea să nu-l abordeze. Doamna profesor, suntem la finalul ediției de astăzi. V-aș întreba așa. Dumneavoastră personal, ce vă doriți cel mai mult? Ce v-ați dorit cel mai mult din perioada ante-COVID? Adică de dinainte de întreruperea asta a normalității. Da, exact. Ce pot să spun? Dacă ar fi să... Dacă ar fi după dumneavoastră. Ceea ce se spune la concursurile de Miss, sigur nu este cazul. Ce-ți dorești cel mai mult? Pace în lume. Ceva de genul acesta. Adică pace în lume însemnând nu doar adică noțiunea bine cunoscută, ci bine.
bine pentru toată lumea, bine pentru oameni, bine pentru societate, cu tot ceea ce implică, de fapt, acest bine. O normalitate în viață, o programare posibilă a tuturor activităților, e foarte, foarte greu de spus. Domnule profesor, nu v-am întrebat în ultimele săptămâni, luni de zile, ce vă doriți din acea perioadă? Mi-aș dori să ne întoarcem la normalul acela care era și un normal care presupunea, pe lângă starea de sănătate a noastră și a tuturor celor dragi nouă, o comunicare normală, o posibilitate de a călători exact cum era și înainte, să nu fim puși în situația că 12 mai nepoțelul meu din Anglia am primit un an și n-am putut să mergem să-l vedem. N-am putut să mergem să-l vedem. Și sau să ultima dată când grupul nostru de lucru în chilimele, dar și de petreceri, știe doamna Roman la cine mă refer, colegii noștri care avem relații strânse de prietenie și știm să ne bucurăm de această prietenie, ultima întâlnire colectivă... Când ați avut-o? În spațiu, 16 februarie, când a fost ziua soției mele. Gabi, dacă se aduce aminte, de atunci n-am mai fost. Și de atunci în acest grup special se practică teleurările, nu? Au fost și au fost în cadrul grupului cifre rotunde care ar fi trebuit să fie sărbătorite și nici nu vreau să mă gândesc... Și vin cu pași repezi alte cifre rotunde. Asta zic că... Pot să mă înscriu și eu la cuvânt? La cifra mea rotundă de la vară... Stați liniștit că până la vară mai e mult. Pot să-mi exprim și eu o dorință, stimați profesori? Da, te rugăm, păi urma să te întrebăm și noi. Singura mea, deocamdată, aia cu pacea mi-a plăcut foarte mult la doamna profesor, sănătate, voie bună peste tot. Dar eu personal, față de dumneavoastră, îmi doresc așa. Să nu mai treacă 2 săptămâni, Doamne ajută, să vă văd aici în platou lângă mine, doamna profesor, în dreapta mea și în stânga mea, domnule profesor Hâncu, tot aici în platou, și să ne uităm în ochii noștri, nu așa, via satelit și Skype și de toate. Și vă mulțumesc din suflet, doamna profesor, că ați fost alături de noi, alături de telespectatorii noștri. Domnule profesor, toate cele bune și vă transmit o teleurare, așa. N-am altfel cum să mă transmit. Sărut mâinile, doamnă, la revedere, domnule profesor. Dragi telespectatori, cred că ați avut parte de... din nou de o ediție foarte interesantă alături de 2 personalități marcante ale medicinii românești, doamna profesor Gabriela Roman și domnul profesor Nicolae Hâncu. Cam atât pentru astăzi. Multă, multă sănătate, sărbători fericite să aveți pe mai departe, să ne revedem cu bine, sănătoși și Doamne dă să fim deja aici în platou cât mai mulți ca să putem să dăm inclusiv mâna unul cu altul. Toate cele bune, la revedere!